Ieri când a avut loc taina vecerea, Ghilețchi comis act de trădare foarte mare. Și de azi înainte, în afară de Iuda, eu Ghilețchi nu să-l numesc în alt fel niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat ieri, dar domnul Ghilețchi, dumneavoastră, bineînțeles să aveți dreptul la replică, dacă doriți. Poftiți, 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Voronin, regret, noastră nu cunoașteți Sfânta Scriptură. Cina de taină a avut loc în seara de joi. Astăzi e zi de joi, nu în ziua de miercuri. Este primul element. În al doilea rând, atunci când niște deputați se întrunesc împreună, nu știu la care trădare vă referiți dumneavoastră. În al treilea rând, care lucru mi se pare într-adevăr important, suntem într-o săptămână specială, e săptămâna mare. Singurul lucru pe care aș vrea să-l citez legat de această săptămână sunt cuvintele Mântuitorului. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Așa că fie ca Dumnezeu să ne lumineze pe toți în această săptămână, să ne tratăm cu respect, dragoste, unii față de alții și deciziile pe care le luăm, ele sunt cu totul de altă natură și nu vizează aspecte spirituale, așa cum ați menționat noastră. Fiecare va da socoteală în fața lui Dumnezeu pentru deciziile pe care le ia și de aceea, repet încă o dată, e bine să fim mult mai îngăduitori și să nu utilizăm cuvinte nepotrivite, în special în această săptămână mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, domnule Voronin, în sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos.